Bună ziua, iată ne ajungi la cel de-al șaselea laborator de programare Java. Astăzi vom discuta despre Java Input-Output, da? Cum putem lucra cu fișiere de intrare și fișiere de ieșire, respectiv despre excepții, ce sunt excepțiile și cum le putem gestiona în Java. Hai să începem. Să dăm File, Import, Existing Project into Workspace, Next, Browse, o să deschidem laboratorul 5. Am uitat să-l dezarhivez. O clipă. Ok, l-am și dezarhivat. O să dau de aici Browse. Java Lab 5 ăsta. Lab 5 laboratorul trecut, acum suntem la laboratorul 6. L-am selectat și Finish. Ok. Aici avem clasele data trecută, da? Avem interfața taxable, clasa vehicul, clasa abstractă, clasa car și în main am făcut niște exerciții deja, niște exemple cu list, cu set, cu map și spre final am discutat puțin despre transmiterea parametrilor și de ce tot timpul parametrii se transmit prin valoare în Java. Perfect. Acum, ca să continuăm, o să încep prin a mai crea un main, dacă deja s-a încărcat destul de mult main-ul existent și n-aș vrea să nu se mai înțeleagă din această cauză fiecare exemplu separat și atunci hai să mai creăm un fișier și o să fie un nou main. Da? Deci dăm click stânga, click dreapta pe pachetul main, new class, o să zic eu new main, bifez public static void main și dau finish. Da, deci în Eclipse cel puțin e permisă folosirea mai multor clase ce conțin metoda main cu precizarea că doar una poate rula la un moment dat. Adică pot să, dacă selectez acest fișier și dau run, da, obțin machine etc. ce aveam noi data trecută, output-ul de data trecută. Dacă selectez nou main și dau run, nu se întâmplă nimic. Ok. Și aici hai să vă arăt acum cum putem citi informații la tastatură. Deci până acum am tot afișat informații, dar niciodată n-am citit informații la tastatură. Asta pentru că în Java, spre deosebire de C#, unde avem două clase în oglindă, console-read-line, console-write-line, sau invers, console-write-line, console-read-line, aici citirea se face puțin mai complex, în sensul în care avem nevoie fie de un input strip reader, fie de un scanner ca să facem asta. Și o să aleg opțiunea cu scanner pentru că e puțin mai ușoară și nu aruncă atât de multe excepții. Și atunci, de exemplu, vrem să citim vârsta și numele cuiva, pot să zic string your name egal cu nimic, un string gol, apoi să spun aici system.out.print fără print line, system.out.print, da, de name două puncte și apoi dacă vreau să citesc ceva de la tastatură am nevoie de un scanner și o să declar la început scanner din Java util, da? Hai să zicem scanner egal cu new scanner de, iar fișierul este fișierul standard de intrare, sistemin. Ok, și atunci metoda scanner are metode de citire. Acum vreau să citesc un string, pot să zic scanner, pardon, your name, egal cu scanner.nextline. Da? Și îmi citește următoarea linie. Sau pot să zic mai departe system.out.print, age, două puncte și la fel să zic aici int your age egal cu 0. Da? Asta ca să vedeți și cum citesc alte tipuri de valori și are la fel tot felul de metode ca să citesc, de exemplu, să zic your age egal cu scanner.next și vedeți că am next int, next byte, next short, etc. Da? Și aici o să fie next int. Și face la automat conversia cu precizarea că în cazul în care nu poate să facă conversia, atunci aruncă excepție. Perfect, hai să afișăm
out, system out print line, name egal cu plus your name și sau din nou age egal cu plus your age. Așa cum vă ziceam și data trecută, nu e cea mai bună soluție aceasta cu concatenarea stringurilor. De preferat ar fi să folosim un string builder sau un string buffer. Perfect. Așa, hai să dăm run. Avem un warning aici. Îmi spune că n-am închis scannerul. Și într-adevăr, vin la sfârșit și îl închid. Acum trebuie să aveți grijă cu clasa scanner când o deschideți. De fapt, cu orice clasă, când deschideți system.in, fișierul standard de intrare, el odată deschis într-un proces și apoi închis, nu mai poate fi redeschis în același proces. Adică eu dacă am deschis system.in, fișierul standard de intrare, când am dat la un dat scanner.close, dacă încerc să mai deschid o dată, nu o să mai meargă. Da? Deci trebuie să opresc programul, să rulez din nou și atunci îl va putea redeschide. De asta mare grijă să folosiți un scanner în toată aplicația, dar nu puteți să aveți mai multe instanțe de scanner pe system.in, cel puțin în cadrul aplicației. Trebuie să fie una globală. Ok, hai să dăm run. Și avem nume Bogdan, să zicem, age 31 și gata, mi le-a afișat. Da, deci s-a reușit citirea. Dacă nu introduc o valoare corectă, la string e greu, că orice aș introduce e ok, dar la age, să zicem, spunem EEE, da, îmi aruncă excepție, îmi spune că n-a putut să convertească input mismatch exception. Aici, la nextInt. Nu poate să-l convertească în întreg. Hai să trecem mai departe și, de fapt, subiectul de azi doar a fost o introducere, partea asta cu scannerul. Subiectul de azi e legat de Java I/O, Java Input Output. Și anume vom discuta despre cum putem salva informații legate de clase, dar nu numai, în fișiere text, respectiv binare. Da? Deci dacă vorbim de fișiere text, cum putem scrie informații într-un fișier text și apoi cum putem citi într-un fișier text. Dacă vorbim de fișiere binare, vom învăța două modalități de a citi din fișiere binare, da? Și de a scrie în fișiere binare. Știți că citirea și scrierea din fișiere binare se mai numește și serializare. Hai să discutăm prima dată despre fișiere text. Da? O să las partea asta, de fapt, cred că o să comentez ca să nu ne ceară de fiecare dată nume, etc. Da? Deci o să comentez partea asta. Și hai să vedem o modalitate de a scrie. O să-mi iau o mașină, car, car, egal cu new car, de, să zicem, bine, trebuie importat car, car de Renault, viteză 90, culoare albastră și capacitate cilindrică, zicem 1500. Da? Și acum să zicem că vreau să scriu informații legate de această mașină într-un fișier text. Da? De obicei, în Java, lucrăm cu streamuri când e vorba de fișiere. Da? Și în cazul nostru, fiind un fișier de ieșire, dacă vreau să scriu informații, o să lucrez cu un file output stream. Da? Fișier de output, stream de output corespunzător unui fișier. O să zic eu file output stream. Da? Hai să fac acest mail mai mare puțin. Egal cu new file output stream de și hai să zic car.txt, da? Că merg pe ideea de fișier text. Imediat ce am scris chestia asta, îmi spune că acest constructor poate să arunce excepție de tip file not found exception, da? Să nu găsească fișierul, cu toate că by default el o să creeze fișierul dacă nu există și atunci dau surrounded try catch. Da? Ori merg aici și dau click și zic dublu click pe surrounded try catch, ați văzut, fie țin mouse-ul deasupra și dau click pe link-ul surrounded try catch. Perfect. Ce avem file output stream egal cu new file output stream. Apoi o să folosim un output stream writer. Output stream output stream writer. Da? Tot din Java I/O. Output stream writer, o să zic eu stream writer egal cu new output stream writer de și pot să-i dau ca parametru file output stream. Acum, în funcție de cum vreau, da, pot să merg mai departe și în acest stream writer să vin și să mai fac un buffered writer. Depinde de cât de mari sunt informațiile de scris. Da?
la fel ca orice buffer. Și un buffer writer ce face? Dacă informațiile sunt mari, le scrie în calupuri, da? De o anumită dimensiune. Și dacă să ne uităm în clasă, o să vedem că are o dimensiune de vreo 1000 de bytes implicită. Da? Deci scrie folosind acel buffer. Acum depinde de la informație la informație. La citire, dacă vrem să citim linie cu linie, suntem obligați să folosim un buffer reader. La scriere, nu neapărat. Da? Dar hai să, ca să meargă tot în oglindă, o să folosesc și un buffer reader aici, ca să vedeți scrierea în citire față de, în oglindă față de citire. Și atunci zic aici un buffer reader, buffer writer, scuze, writer, egal cu new buffer writer de stream writer. Perfect. Și acum mă apuc să scriu informații. Da? Ce o să aleg eu opțiunea de a scrie informațiile Renault 90 Blue 1500 pe câte o linie nouă fiecare. Da? Deci să am un writer.write, da? Și vedeți că am opțiune de write char array, write int, write string, char array cu offset și length și string cu offset și length. Da? O să aleg varianta cu string și anume mă interesează să scriu car.getName odată. Acest write poate și el să arunce excepție, așa că o să dăm click aici și avem două opțiuni. Da? El, dacă ne uităm, aruncă excepție de tip IO exception. IO de la input output exception. Doar că dacă ne uităm aici la file not found exception, da, vedem că file not found exception e derivat din IO exception. Asta înseamnă că noi dacă am prinde aici direct un IO exception, am prinde de fapt și file not found exception. Da? Și atunci o opțiune e să modific aici din file not found în IOException. Bineînțeles, trebuie să import IOException. Da? Și în cazul ăsta prind ambele excepții. Prind și IOException-ul aruncat de writer, prind și file not found exception posibil aruncat de constructorul file output. Perfect. Acum vreau să scriu 90, dar 90 e întreg și intul n-are toString. Dacă îl scriu cu writer .write și atât, o să scriu, nu o să-mi dea eroare, dar ce se întâmplă de fapt? Dacă scriu acum car.get speed, speed e întreg și el o să, vedeți, deja consideră că de fapt eu vreau să scriu un caracter, un char array buffer. Da? Adică consideră că e un buffer, nu e un string. Și atunci, ca să evit chestia asta, o să-l convertesc în integer prima dată. Adică o să zic integer speed egal cu car.getSpeed, da? Și apoi aici o să dau write lui speed.toString ca să fie tot ok. Asemănător pot să zic, de fapt am zis că las o linie între ele și n-am făcut chestia asta, dar am zis că las o linie între name și speed. Cum las o linie? Pot să scriu fie backslash n, fie backslash r, fie amândouă. Aici e o discuție. De obicei, diferite sisteme de operare folosesc diferite caractere pentru a identifica sfârșitul de linie. De exemplu, Windows folosește backslash r, backslash n, carriage return new line. Linux folosește doar backslash n, macOS-ul doar backslash r, da? Line feed new line. Și atunci, ca să Java fiind un limbaj care nu ține, da, nu e platform dependent, e platform independent, deci nu ține cont de platforma pe care rulez. Dacă vreau să obțin identificatorul de sfârșit de linie aferent acelei platforme, există system.getLineSeparator. Da? Deci pot să zic aici writer.write de system.get sau lineSeparator direct, fără get. Da? System.lineSeparator. Și în funcție de sistemul de operare pe care îl vezi, codul îmi va locui cu identificatorul de sfârșit de linie potrivit. Ok. După ce am scris viteza, iarăși merg și zic writer.write de system.lineSeparator. Ok. Apoi, am scris și ăsta. Hai să scriem culoarea. Da? Writer.write de car.getColor, okay, respectiv writer.write de car
Și aici ar trebui să scriu capacitatea, așa că, bine, în primul rând, de fapt, aș putea să scriu line separatorul, că uitasem, System.LineSeparator, și apoi trebuie să fac aceeași chestie ca la speed, iarăși transform în integer, în clasa wrapper, integer capacity, egal cu car.getCapacity și apoi scriu acest întreg integer. Writer.write, write, na de capacity.string și la sfârșit trebuie să închid writer-ul, na? Writer.close și cred că e suficient, pentru că închizând writer-ul, writer-ul închide stream writer-ul, care închide file output-ul. Perfect! Hai să dăm run, să vedem ce se întâmplă, dacă e ceva greșit sau nu. Pare să meargă, da? Nu mi-a returnat nicio eroare. Cum verific dacă într-adevăr mi-a creat fișierul? Fie mă duc aici pe proiect, dau click dreapta și zic refresh, da? Și în felul ăsta mi-a apărut fișierul aici, fie așa cum am mai văzut și în trecut, dau click dreapta, zic show in System Explorer și de acolo caut fișierul. Da? Și dacă mă uit în carte XT, am Renault 90 Blue 1500, da, valori. Dacă totul e ok, atunci o să facem acum operație inversă, da? Vrem să citim din fișierul respectiv. Bineînțeles, la scrierea în fișiere text sunt două abordări. Pot să aleg o formă, să zic, de serializare text, cu toate că e mult spus serializare, de obicei serializare binară, adică mi-aleg o formă de asta, gen CSV sau scriere pe nouă linie de fiecare dată, dar separ valorile prin virgulă sau prin punct și virgulă și fiecare mașină e pe linie nouă, să zicem, ca într-un CSV și după aia când vreau citesc mașinile din formatul ăsta CSV, fie ce am făcut eu, pui câte o informație pe nouă linie, scopul final fiind să citești ulterior valorile, adică să le salvezi undeva în formatul ăsta, să fie editabil, dar după aia să le citești, sau varianta a doua, varianta de raport, adică scopul final este să scrii un fișier text cât mai lizibil posibil, scopul lui este să fie vizualizat direct, nu să fie folosit după aia pentru a citi informații. Depinde de la caz la caz. Perfect. Hai să facem operație inversă acum, da? Deci după ce am creat fișierul, vrem să citim informații din el, similar cu ce am făcut până aici. Și dacă e să ne uităm, fiecare clasă folosită are o clasă în oglindă pentru file input stream. Da? Deci o să avem un file input stream, apoi o să avem un input stream reader și un buffered reader. Da? Deci ce e writer devine reader, ce e output devine input. Deci aici o să avem un file input stream, o să zic eu file input stream, da? Egal cu new. Hai să trec în full screen așa, new file input stream de și clasa fișierul același car.txt. OK. Ăsta la fel poate să arunce și dăm click aici surround-ul try catch, poate arunca file not found exception și știm noi că ulterior la citire o să arunce de fapt un I exception, așa că îl pot modifica direct, da, în I exception, să prindă tot ce ține de I exception. Și ăsta e file input stream. Apoi ne luăm un input stream reader. Stream reader. Da, hai să zic stream reader. Egal cu new input stream reader. Cred că l-am importat. Așa. Input stream reader de file input stream. Da, control space ca să-l importați de fiecare dată. Și acum o să am nevoie de un buffer reader. Da, să zicem. Reader egal cu new buffer reader de stream reader. Perfect. Și acum dacă ne uităm în obiectul reader, în clasa reader găsim metoda readline undeva. Da, am readline, care returnează un string. Da? Și în ce explică? Lines can still be by any one of line feed, backslash n, backslash r. Da, ca să meargă pe oricare dintre sistemele de operare. Perfect. Și atunci vreau să citesc prima dată și să recreez obiectul de tip mașină. Și atunci
O să-mi iau prima dată un string name, ăsta va fi numele mașinii și ăsta va fi clar reader.readline, prima linie. Așa, următoarea linie știu că e viteza, doar că viteza de tip integer, da? Și atunci zic integer speed, egal cu, o să fie egal cu 0 prima dată, da? Și ulterior, de fapt, hai să-l fac int speed și îl transform din integer in int, da? Int speed egal cu 0. Și apoi spun că speed egal cu integer.parseInt de reader.readline. Și aici am mare grijă că, la fel ca la citirea cu nextInt, parseInt, dacă nu găsește informația în formatul corect, aruncă excepție. Da, number format exception, parcă aruncă, ia să ne uităm noi. Da, number format exception. Ok. Asta e viteza, apoi avem string color egal cu reader.readline, respectiv int capacity egal cu 0, sau pot să zic, uite și aici să zic direct să mai pun 0, să zic de la început int speed egal cu int capacity egal cu integer.parse int și aici de reader.readline. Da, la sfârșit, după ce am terminat citirea, închid stream, închid buffer reader-ul, reader.close, da? Și creez mașina. Car C2 egal cu new car de name, speed, color, capacity. Da? Și ulterior vin și la fișe, să zicem, system out.println C2. Să vedem dacă sunt valorile pe care știu că le-am scris. Hai să dăm run. Și obțin într-adevăr culoare albastră, capacitate 2500, numere nou, valoare, viteza 90. Deci am făcut momentan scrierea în format text. Da? La scrierea în format text, de fapt ce se întâmplă? Se encodează fiecare caracter. Da, deci eu dacă aveam Renault, el ce e? Ia R-ul, zice ok. Aici nu se, de obicei nu se folosește încodare AS, ci se folosește încodare Unicode față de C++, vreau să zic. Deci o să ia R-ul, îi pune caracterul Unicode, E-ul, R-ul și așa mai departe. La 90, la fel, în loc să salveze valoarea 90, ia codul Unicode al lui 9, codul Unicode al lui 0, la fel și la 1500 nu salvează valoarea 1500, ci 1, 5, 0, 0, codurile lor Unicode. Da? Deci salvează totul encodat în format text. Într-un fișier binar, pe de altă parte, informația se salvează ca atare, adică se scriu byte-ii din memorie. De exemplu, la 1500 se scrie reprezentarea binară din memorie al 1500, da, în fișierul respectiv binar. De obicei, un fișier binar ocupă mai puțin decât un fișier text. Acum depinde ce informații scriem și care sunt valorile. Da? Dar în principal, ocupă mai puțin pentru că scrie informațiile exact una după cealaltă și informațiile sunt în format binar. Da? Acum, există două modalități de a scrie în format binar în Java. Există modalitatea prin care scriem, la fel ca la C++, informație cu informație. Știți că de obicei se serializează câmpurile non-statice, deci doar câmpurile clasei non-statice, și atunci am opțiunea cu data output stream să scriu fiecare câmp în parte. Da, să scriu numele, să scriu ce mai era, viteza, culoarea, respectiv capacitatea cilindrică, pe fiecare în parte, respectiv mai există o opțiune de a serializa întreaga clasă și o să vă povestesc și despre aia imediat. Hai să luăm prima abordare în care scriem noi câmp cu câmp. Da, și iarăși o să folosesc un file output stream. Da? Hai să zicem binary output stream, o să zic. Stream egal cu new file output stream de, și o să zic car.obj sau uite .bin, să zicem, de la binary. Da? Ăsta la fel aruncă file not found exception, deci zic să rândui try catch și iarăși, ca și în cazurile precedente, modific aici în I exception ca să prind toate excepții. Perfect. Apoi, fac un data output stream egal cu new data output stream. Da, de și ia să văd, pot să dau binary. Ok, și folosind data output stream, pot să vin acum și să scriu primitive. Da, vedeți că am data output stream,
punct write. Și la opțiunea de write, scuze, am punct write și am, pot să scriu un byte sau un întreg, pe care îl consideră tot așa un byte, sau un byte cu offset, un byte array, pardon, că și aici era un byte array. Un byte array cu offset și length, write boolean, write byte, bytes, char, chars, double, float, int, long, short și UTF. Da? Care e ideea cu... Vedeți că n-am write string. Am într-adevăr un write chars care îmi scriu un string. Da? Respectiv, aici am un write UTF. Da? Și acum care e diferența? Dacă ne uităm la explicație pentru write chars, spune... Write a string to the underlying output stream as a sequence of characters. This character is written to the data output stream as if by the write char method. As if by the write char method. If no exception is thrown, the counter written is incremented by twice the length of s. Asta ce înseamnă? Că o să scrie fiecare caracter din acel string în binar. Problema la scrierea fiecărui caracter, la fel ca și în C++, e că ulterior trebuie să și salvez câte caractere erau, pentru că eu când, da, de exemplu, scriu 4 bytes și după aia scriu 2 bytes. Eu trebuie să știu când citesc că am de citit 4 și apoi 2. Dacă citesc în ordine inversă, citesc 2 și apoi 4, obțin eu cu tot alte informații. Și atunci, o altă opțiune este să spun, cu toate că se folosește încodare UTF și până la urmă e în format text, o să dau write UTF de string, da, care folosește încodarea Unicode pe 8 bits și într-o manieră machine independent, da, ca să nu țină cont de sistemul de operare, și atunci asta va fi vizibilă ca și informație, dar pe de altă parte am certitudinea că știu exact unde să mă opresc cu scrierea, respectiv cu citirea. Da, și așa că pot să dau de aici un write UTF de char.get name, da, scriem prima dată numele, apoi data output stream.write. Și avem int, da? Write int de car.get speed. Apoi iarăși data output stream.write UTF de car.get ce avem? Capacity, nu, color. Da, respectiv data output stream.write int iarăși de car.get capacity. Și cred că le-am scris pe toate, da? Name, speed, color, capacity și atunci pot să închid data output stream. Close. Perfect. Ne mai dăm un run. Mai mergem aici și dăm un refresh. Da? Pe proiect, clic dreapta, refresh. Și am car.bin și dacă îl deschid, într-adevăr, Renault și Blue pe care le-am scris Unicode, le văd. Dar restul informațiilor, eu, cel puțin Eclipse, da, având un editor de fișiere doar în mod text, le consideră ca fiind fișiere text și încearcă să interpreteze cifrele, da, din numărul binar ca niște caractere. Și de asta obține semnul întrebării ăsta și Z și restul, da, și U și așa mai departe, pentru că interpretează 1500, 90, etc. ca fiind caractere. Da, și atunci de asta obține diferite caractere ciudate. Hai să facem operațiunea inversă. Iarăși. Try. Da. File. Output stream. Nu, input stream. Scuze de data asta. I-am zis binary input stream. Input stream. Egal cu new file input stream. De car.bin. I-am zis. Perfect. Hai să zicem noi direct aici. Catch. IO. Exception. E. E. Print stack trace. Print stack trace înseamnă că vreau să-mi afișeze stiva de apel. Na, ce ne-a dus la excepția asta? Ce metodă a fost apelată? În ce metodă? În ce metodă? Astfel încât s-a ajuns la excepție. Ok, și am avut un data output stream, ne alegem un data input stream acum. Da, și i-am zis data input stream, să zicem și astea. Încerc să le păstrez cât de cât în oglindă. Egal cu new data input stream de binary input stream. Da, și acum pe data input stream avem punct read
Da, și am read boolean, read byte, read char, read double, read float, etc. Da, read int și așa mai departe. Tot ce am nevoie. Da? Și atunci vin și zic, ca să recreez mașina, am nevoie de un string name, iarăși, egal cu ce o să fie data input stream punct read UTF, da? Așa era stringul. Apoi o să am un int, de fapt aici pot să-i fac direct castul și să zic int speed, o să fie data input stream punct read int string color egal cu data input stream punct read UTF, iarăși, și int capacity egal cu data input stream punct read int. Dacă era float, read float și așa mai departe. Și atunci cu toate obiectele astea, după ce am închis data input stream-ul, un close, și pot să reconstruiesc mașina. Da, să zic car car egal cu new car de name speed capacity, pardon, color și capacity. Da, și la fel o să, de fapt nu pot să zic car, o să zic C3 și o să zic sysout C3. Și hai să vedem dacă am obținut ceea ce am scris. Și da, cele două mașini sunt identice. Una e citită din car.txt, cealaltă e citită din car.bin. Hai să facem și serializarea întregii clase. Da? Și ca să serializez întreaga clasă, în primul rând trebuie ca acea clasă să fie marcată ca serializabilă. Și atunci hai să mergem în car. Da? Și să o marcăm ca fiind serializabilă. Adică pe lângă toate astea, taxable, comparable, etc., trebuie să zic serializable. Și trebuie să-l import, bineînțeles. Da? Acum, serializable, la fel ca și clonable, e o interfață de marcare. Dacă o deschidem, o să vedeți că nu are nicio metodă. Da? Deci, goală. Ce face această interfață? Vă explică și aici. Ideea e că, la fel ca și în la clonable, da? Faptul că derivăm interfață, noi cumva doar spunem e ok ca această clasă să fie serializată sau scopul meu da, e să serializez această clasă. Nu am nicio metodă abstractă pe care trebuie să o supradefinez. Și iarăși vă dau un warning, de fiecare dată când implementez serializable, trebuie să dau acest add default, da, un static final long serial version unique ID. Da, și 1L. Pentru ce credeți că folosește acesta? Dar hai să ne gândim la următoarea situație. Da? Scriu clasa, scriu un obiect într-un fișier. Azi. Mâine vrea clientul altceva, modific clasa. Poimine îl citesc din fișier. Mai e același obiect? Da? Deci la asta folosește, ca să verifice ce versiune a clasei am. Și eu dacă am serializat un obiect care are versiunea 1, da? Și deserializez, adică după aia eu am clasa cu versiunea 2 și încerc să deserializez obiectul ăla cu versiunea 1, nu o să meargă deserializarea, că nu e aceeași versiune a clasei, da? S-ar putea să am alte câmpuri, unele câmpuri să fie șterse și atunci nu poate să mai mapeze obiectul scris într-un fișier binar cu obiectul existent. Da? Și în cazul ăsta are nevoie de acesta, ați văzut că e warning, nu e eroare, dar e recomandat acest serial version unique ID, tocmai ca să știe când o versiune a clasei e diferită de versiunea clasei scrisă într-un fișier. Perfect. Doar că la fel ca și la clonare, și serializarea, putem să-i spunem, este contagioasă. Adică nu poți să serializezi o clasă care derivează o altă clasă decât dacă și acea clasă e serializabilă. Da? Și atunci o să las așa momentan să vedem ce se întâmplă. Da? Și hai să ne punem aici o metodă de serializare și o metodă de deserializare, ca să nu mai scriem un mail. Da? Deci mă duc la sfârșitul clasei și zic, da? O să fie void, să zicem, da? Și o să serializez obiectul curent și la deserialize la fel o să deserializez un obiectul curent. Deci o să avem un public void serialize. Da? Și ce o să ne luăm? O să ne luăm iarăși un file output stream. Output stream, file output stream, egal cu new file output stream,
O să zic eu de object.bin, ca să nu fie tot car. Aici dăm surround-ul try catch. Da, ce voiam eu să precizez e și faptul că, aici hai să modificăm una exception, dacă îmi dau aici path-ul, poate să fie într-adevăr și asta trebuie importată, da, I exception. Hai să ștergem de aici, find last found exception. Perfect. Spuneam de, da, de numele fișierului, poate să fie atât un nume local, da, un path relativ la calea curentă, cât și un path absolut, adică pot să zic ce, două puncte, user, Bogdan, object, bin, dacă vreau. Perfect. Hai să, o să ne alegem acum un, da, nu mai avem un data output stream, avem un object output stream. Da? Hai să zicem object output stream egal cu new object output stream de file output stream. Da? Și o să spun object output stream punct write object. Da, trebuie să am pe aici un write object de this. Dacă îl serizez obiectul corect. La sfârșit, object output stream punct close. Da, asta e funcția de serializare. Deci îmi iau un object output stream și îl serializez pe obiectul curent. Adică eu pot să mă duc acum în main și undeva după ultimul try catch să zic car.serialize. Da, și ar trebui să-mi creeze un obiect object.bin cu caracteristicile mașinii. Dăm run și a mers. Da, și atunci vine și public void deserialize. Da, și iarăși, try. Și poate o idee bună să discutăm acum puțin și despre excepții. Și anume, excepțiile în Java sunt de două tipuri. Și ați văzut deja că la unele excepții m-a pus să pun try catch, la alte excepții nu m-a pus să pun try catch. Da? De exemplu, la file not found exception, respectiv I exception, am fost nevoit să pun try catch, dar dacă mă uit în main la pe aici unde era ăla cu read int, parse int, cu toate că arunca number format exception, nu m-a pus să pun try catch. De ce s-a întâmplat chestia asta? Păi, excepțiile, cum vă ziceam, sunt de două categorii în Java. Sunt excepții checked și excepții unchecked. Cele checked trebuiesc gestionate, handled, da? Fie dacă am cod care poate să arunce excepție de tip checked, pun try catch, fie arunc excepție mai departe către cel care mi apelează metoda, respectiv excepțiile de tip unchecked, care de obicei le identificați ușor prin faptul că sunt derivate din runtime exception, da? Deci cele de tip unchecked sunt toate derivate din runtime exception. Bineînțeles, și toate, și cele unchecked și cele checked sunt derivate din exception. Așa, care de obicei subliniază o eroare de logică și trebuie corectate, da? Nu să fac try catch. În ideea în care pot să fac și try catch, nu e nicio problemă, da. Ideea principală nu e să fac try catch, ci e să corectez eroarea respectivă. De exemplu, aici să corectez formatul, cumva să verific printr-o altă modalitate că utilizatorul îmi introduce un întreg în formatul potrivit. La fel, la uite, tot o categorie de runtime exception e divide by zero exception. Da, încerc să împart la zero. Păi, poate ar fi bine să verific împărțitorul dacă nu cumva e zero și doar atunci se fac împărțirea. Da? Deci, de obicei, erorile de tip runtime exception trebuie rezolvate prin validări suplimentare, nu prin try catch. De asta nici nu e obligatoriu să punem try catch. Celelalte tipuri de erori se rezolvă prin try catch. Da? Și dacă mergem aici și spunem file output stream, da? Input stream o să fie de data asta, file input stream, da, egal cu new file input stream de object.bin, da? Ăsta poate să arunce excepție, dacă mergem aici. Și cum știm că aruncă excepție? Păi, îl declară el, da? Spune throws file not found exception, adică anunță compilatorul că el poate să arunce excepție de tip file not found exception. Da? Și atunci, eu acum
având această excepție, treaba mea să o gestionez mai departe. Da, e ca jocul cu, nu știu, mingea fierbinte, să zicem. Trebuie să o arunci rapid la următorul. Așa și aici. Da? Trebuie să arunc excepția asta mai departe către altcineva. Da? Și atunci am două posibilități. Prima, add trust declaration, situație în care spun că metoda aruncă file not found exception și atunci e treaba celui care apelează metoda, în cazul meu, a main-ului, să facă try catch pe metoda asta. Da? Asta e o opțiune. Opțiunea 2, cam mai sus, e să pun try catch și să prind excepția aici. De asemenea, când pun catch, știți că pot exista, la fel ca în, ca în C++, mai multe catch-uri. Da? De exemplu, aici pot să spun file not found exception, found exception, respectiv încă un catch, IO exception. De ce aș face chestia asta? Dacă vreau să tratez cele două excepții, da, ca fiind diferite. Da? Ca, adică să tratez într-un fel file not found exception și în alt fel IO exception. Poate, nu știu, aici spun utilizatorului, fișierul nu a fost găsit, aici zic o altă excepție sau a apărut o eroare și atât. Da? Ideea tot timpul când puneți un catch e să puneți de la excepții cât mai specifice la excepții cât mai generale, da? Pentru că file not found exception e derivat din IEXception, nici nu o să mă lase să pun primul catch înainte cel de-al doilea pentru că ar prinde toate excepțiile. Și regula e că try-ul se parcurge linie cu linie, da? Și în momentul, să zicem aici, are o excepție, a sărit în catch-ul care poate să prindă acea excepție. În cazul ăsta, write object poate arunca doar IEXception, așa că o să sară de la linia asta direct în catch și apoi continuă execuția. Da? Cea de-a doua opțiune fiind cea de aici. Hai să terminăm puțin de scris metoda asta și vă mai povestesc. Da? Acum o să avem un object input stream. Să zicem object input stream. Egal cu new object input stream. De file input stream. Ok. Ăsta poate să arunce IO exception, așa că iarăși pot să zic aici add throws declaration, da? Și vedeți că mi-am modificat din file not found exception în IO exception. Dacă sunt mai multe tipuri de excepții care nu sunt derivate cu virgulă, virgulă exception să zicem, da? Ceva de genul ăsta. Dacă e cazul, dar nu e cazul aici. Ok, și o să am carc egal cu ăsta și ăsta ce poate să arunce class not found exception, așa că uite, pe ocazia asta am două excepții aici. Poate să arunce class not found exception. O să zic că deserialize întoarce un car, da? Și e statică. Da? Și atunci fac return că aici. Da? Că atunci și era să uit să închid object input stream. N-ați înțeles, pentru că nu pot să-l modific pe this. Atunci nu... N-am nici setări ca să modific obiectul curent și atunci metoda de deserializare va fi statică. O să apelez pe tipul clasei și îmi dă un obiect și acela va fi obiectul pe care îl vreau. Mergem în main și apelăm deserializarea. Deserializarea fiind statică, o să am car C4, să zicem, egal cu car cu câmare, punct deserialize. Da? Și ăsta poate să arunce excepție, așa că iarăși trebuie să văd ce fac. Merg aici și spun că main-ul aruncă excepție, ceea ce nu vă sfătuiesc, da? Pentru că atunci nu mai are ce să mai prindă excepția, respectiv îi zic aici să round-ui try multi-catch, astfel încât să prindă și class not found exception și IO exception și asta e o scriere, începând cu Java 5-6, nu mai știu când am introdus scrierea asta, în care dacă vreau cu pipe, pot să pun în același catch mai multe excepții, ca să nu scriu catch class not found exception e.print stack trace și după aceea să scriu iarăși catch IO exception și tot e.print stack trace, pot să vin și să le leg prin pipe. Adică acest catch va prinde fie class not found exception, fie IO exception și pentru oricare dintre cele două cazuri va face e.print stack trace. Și acum pot să fac un sysout de C4 și ar trebui să obțin aceeași mașină, să sperăm, hai să vedem. Și am obținut, ceva nu e regulă cu numele. Name 1 și speed 1.
Deci, capacity, asta înseamnă că nu-mi se realizează vehiculul. Da, deci tot n-am scăpat de acel serializable din vehicul. O să mă duc aici să zic implement clonable serializable. Trebuie importat și ăsta. Control space. Ia să mai dau o dată run. Și acum e ok. Da? Deci chiar dacă nu-mi dă de eroare, de fapt nu le serializa. Ce vă ziceam, trebuie să fie toate serializabile. În Java mai există și conceptul de finally. Da, uite, hai să mergem aici. Am try, catch, catch, finally. Ce înseamnă finally? Finally e un bloc ce se execută indiferent dacă tot try-ul are loc cu succes sau dacă se intră într-unul din catch-uri. Da, deci se execută după, da, fie când a terminat try-ul, fie dacă în try s-a apărut o excepție la un moment dat, a sărit într-un bloc catch, s-a executat blocul catch și apoi se execută blocul finally. Da, finally. Așa. Diferența între a pune și a nu pune finally există doar atunci când funcția respectivă are return. La mine e void și nu face. Dacă funcția respectivă ar returna ceva, uite cum e cazul ăsta, ia, dacă am finally, codul din finally se execută înainte de return. Da? De exemplu, eu aici, dacă făceam try catch, în cazul ăsta, și aveam return c, da? Și aveam try, bla bla bla, catch, catch, și după aia scriam în afara ultimului catch, object input string.close. Păi nu se mai închidea niciodată, pentru că el făcea return și ieșea din metodă, dacă se executa tot try-ul cu succes. Da? Și nu se mai ducea niciodată în finally. Pe când finally se execută obligatoriu înainte de return. Da? Deci asta ar fi diferența între finally scris normal și un cod finally scris la sfârșitul try catch, respectiv un cod scris după try catch. Că acest finally se execută înainte, și înainte de return. Perfect. Și da, e mai ok, de fapt, ar fi să declarăm, să închid output stream-ul, da? Să declar aici, să zic, file output stream. Așa ar fi modul de lucru corect. File output stream. Da? Egal cu null, pot să zic. Respectiv, object output stream. Object output stream. Hai să scriu cu totul. Egal cu null. Da? Aici să zic file output stream. Aici object output stream. Da? Și să scot asta în afară. Am scris input, scuze, output. Nu știu de ce am eroare. Și să scot close acum în finally, bineînțeles, dacă object output stream e diferit de null, odată, aici verificare, da? Că altfel nu pot să-l închid. Și asta aruncă excepție și el. Și aici la fel ar trebui să zic aici, da? Dacă file output stream e diferit de null, cu toate că ar trebui să sară în, da? Doar atunci, da, mai creez un object output stream. Da? Și aici și close aruncă excepție, așa că o să n-am încotro să pun un try catch în finally. Da, am voie să fac chestia asta. Și atunci e posibil să îmi crape inclusiv închiderea. Da? Și fac if object output stream, diferit de null, try object output stream.close, catch a exception. Asta ar fi cea mai ok modalitate de lucru. Începând cu Java 7, sper să nu greșesc, au mai introdus și se cheamă try with resources. Adică pot să zic în try, da? Ceva ce va fi închis și care e condiția, dacă mă uit și pe object output stream, trebuie să fie derivat din, să vedem, din auto-closable, da, de aici. Ca să poată să fie utilizat într-un try with resources. Da? Și dacă mă uit în auto-closable, ăsta e din Java 7, am nimerit bine. Perfect. Da? Și atunci, uite, hai să rescriem unul din main. Da? Uite,
De exemplu ăsta cu data output stream, da? Cum s-ar scrie un tried resources? Pot să scriu așa. Try și am file output stream, da? De și automat nu mai am nevoie să mai închid acest stream, da? Pentru că el e auto-closable, se închide și te pot chiar să pun punct și virgulă, să le pun pe amândouă. Da, uite, ceva de genul ăsta, pot să zic. Da? Try și apoi am în try, în folosim paranteze, să se cheamă try resources, așa cum vă spuneam. Try file output stream, binary output stream egal cu new file output stream de car.bin, data output stream egal cu new data output de binary output stream și apoi ăsta e try-ul, catch, I exception, e.bin stack. Și asta e tot. Da? Singura condiție e ca tot ce am pus aici, respectiv și file output stream, da? Să deriveze closable și unde era? Da, și data output stream la fel closable sau auto closable. Output stream, mă rog, și să ajunge la ce chestie, să ajunge la closable. Da, ca să poată să-l închidă, să-i facă close automat la sfârșit și atunci nu mai e nevoie să-i fac eu close. Asta se numește try with resources. Am mare grijă că nu pot să pun chiar orice aici. Da, și în felul ăsta scap de... scuze, uite că am pus și aici close. Trebuie să șterg close acum. Da, scap de close. Nu mai e nevoie de close. Și dacă dau run, obțin același lucru. Ce se întâmplă dacă nu vreau să serializez un câmp? Da? Că el acum, dacă merg cu object output stream, îmi serializează absolut toate câmpurile. Dacă nu vreau să serializez un câmp, îl pot marca ca și transient. Da? Deci private transient capacity înseamnă că acest câmp nu va fi serializat. Și dacă dăm run, da? Ia uitați, la capacity rămâne 0. Nu mai poate serializa. Asta ar fi un lucru, da? Legat de acest transient, că nu mai poate serializa. Respectiv, dacă vreau, pot să arunc și excepții custom. Da? Pot să-mi definesc o clasă de-a mea derivată din exception. Și la un moment dat, dacă ceva nu-mi convine, da, uite, de exemplu, împarte la un număr negativ sau ceva de genul ăsta, pot să zic, da, la fel și aici, uite, să zicem pe aici după close, dacă, și pun o condiție if false, ca să nu se intre niciodată, dacă ai idee să înțelegeți conceptul, throw new IO exception. Da? Și atunci, dacă e fals, o să intre aici și o să arunce o excepție de tip I exception. O să șterg asta. Dacă ai idee, da, poți să arunc și excepții existente sau excepții custom folosind throw new și excepția respectivă. Ok, acestea fiind spuse, ne revedem la următorul laborator.